indiferent ce se întâmplă cu coronavirusul ăsta, nu trebuiau oprite antrenamentele. Cine se îmbolnăvește, se duce și face tratamentul, se face bine, de exemplu, echipa națională Under 17, da, care trebuia să plece în Bulgaria. Da. A depistat un... Două cazuri. Un caz, știu. Da? Două cazuri de la Viitorul Constanța, de la Hagi. Trebuia să-i tragă pe dreapta și restul să meargă în... să joace, pentru că fără joc, părerea mea, că nu facem nimic. Nimic. Și mai e ceva, domn președinte, aici susțin și eu ce spuneți. Nu putem să oprim totul, să nu mai meargă nimic. Acum, ok, nu e de glumă cu coronavirusul, dar... Mă uit și eu la fotbaliști, cel puțin la sportivi. Uitați-vă că n-a fost niciun caz grav. Toți care au contactat virusul, acum deja joacă. Denis Mann, chiar pe instat, n-a scăzut deloc din punct de vedere fizic, chiar și după coronavirus. Da. O convingere a mea este că este periculos. Eu l-am avut. Da. Eu, cel puțin, așa cred că l-am avut, pentru că mi-a fost foarte rău și am avut exact... că nu se știa de el. Da. Am venit cu el din mi-a spovestit, la Barcelona, cu Manchester United. Și... Am trecut printr-o perioadă grea, dar mi-am revenit. Așa că, până, ca în Suedia, până nu trece toată populația țării prin virus, nu se imunizează. Și atunci, părerea mea este să trebuie să lăsăm lucrurile să meargă. Dar sunt interese mari, mărele, aici. Normal, sunt interese de pentru medicamente, să bagi banii în medicamente. Pentru măști, deci faci la bani din măști, dezinfectant. Marile firme farmaceutice, adevărat. Dar haideți că după aia și pentru medicament, pentru remdesivirul ăsta, nu vedeți? Exact. Da, mă rog. Bun. Domn președinte, credeți că ar trebui să se facă testări mai des de 14 zile în Liga 1? Să nu se facă, domnule, niciun test. Haideți, domn președinte. Să-mi ascultați-mă ce vă spun. Să se facă test din 6 luni. Așa. Iar el care este bolnav, pe lasă-l testeze. Ce e asta să testeze echipa de asta? Asta e convingerea mea. Ok. Bun. Pentru că oricum se vor îmbolnăvi toți. Și spune să nu se oprească nimic. S-a îmbolnăvit unul, îl dai pui deoparte. Sigur că da. Și ai grijă de el, îl izolezi 10-15 zile cât vor ei să-l izoleze, cu tratament adecvat, ca acum să găsești tratamentul. Păi nu, dar chiar vorbeam cu cineva care, mă rog, îmi povestea de un prieten că a avut coronavirus și cum a scăpat, cu paracetamol, un anticoagulant pentru sânge și cam asta a fost. Păi, cred că asta e. Și mai sunt, acum... Am luat rețeta lui Trump. Da, văd. Așa. Cred că toată omenirea va merge pe rețeta cu plasmă. Aplicată lui... Da. Nu cu plasmă. Nu, plasmă cu... de la cei care au făcut anticorpi, așa am înțeles că a fost Nu, cu medicamentație. Da? Medicamentație, da.